cei ce recrutează victime pentru traficul de persoane nu au absolut nimic de a face cu sinceritatea. De foarte multe ori este șocant că cel care a fost alături de tine jumătate de an, cel care ți-a vizitat familia duminica și a stat cu tine la masă și cel care poate chiar ți-a devenit soț, este de fapt un străin cu un trecut criminal, care odată ce a ajuns cu tine la destinație, te vinde următorului om din rețea ca pe un produs.